Bună ziua, doamnelor și domnilor, Dan Albu este numele meu. Ne aflăm în studioul Focus Press și l-am alături de mine pe nimeni altul decât domnul Ionuț Dumitru, directorul general al Direcției Generale Poliție Locală Constanța. Avem onoarea să vă invităm pentru prima dată. Sunteți în studioul Focus Press. Pentru prima dată la dumneavoastră, da, în studio. Ne bucurăm. Mulțumesc de invitație, mă onorează. Chiar avem multe de discutat. În primul rând, ce mai faceți? Ce să facem? În primul rând, pregătim sezonul estival. Probabil că ați și văzut că noi, Direcția Generală Poliția Locală, am făcut deja o primă incursiune în stațiunea Amaia. Am identificat în principiu cam toate deficiențele, atât cele care intră în competența noastră a Direcției Generale Poliția Locală, cât și ale celorlalte structuri din cadrul Primăriei Municipiului Constanța. Ulterior am făcut și o vizită împreună cu domnul primar, unde efectiv am luat la pas stațiunea, identificând și cu dânsul și alte nereguli. În momentul de față, Direcția de Specialitate în Speță, Direcția Generală Gestionarea Servicii Publice, are în implementare remedierea tuturor deficiențelor constatate, cu termene, bineînțeles, că așa ne place mai pe sistemul militar, să zic așa, și urmărim respectarea lor și ducerea la îndeplinire, astfel încât la începerea sezonului estival stațiunea Amaia să arate așa cum ne-am dorit cu toții. Totodată, concomitent, desfășurăm activități și în municipiul Constanța, în special zona de peninsulă, tot pe același palier, în sensul de a identifica și de a soluționa aspecte care, eu știu, sunt ne la locul lor sau deranjează mai mult sau mai puțin ochiului, fapt pentru care, în principiu, cam cu asta ne ocupăm în perioada actuală și în perioada următoare. Bun, haideți să discutăm puțin despre activitatea poliției locale în concret, despre imaginea poliției locale, pentru că știm cu toții în ultima perioadă sau în ultimii ani, nu știu cum să spun, știm că nu s-a bucurat de o imagine prea bună așa în ochii cetățenilor, în sensul că, bineînțeles, ca orice altă structură a statului, indiferent că vorbim de MAI sau de MAPN sau peste tot există și probleme, dar a fost o chestie legată de polițiștii locali pe care au fost multe chestii mediatizate. Bine, și noi presa a trebuit să le mediatizăm, unele chestiuni au fost aduse la cunoștință de către cetățeni, dar haideți să discutăm puțin despre poliția locală, despre activitatea, despre controlele în ceea ce privește urbanismul, probleme legate de ordinea publică, despre aceste chestiuni care trebuie, cetățenii trebuie să știe, constanțenii trebuie să știe despre activitatea aceasta, cât de importantă este ea. Ce ne puteți spune? De unde au pornit aceste, nu știu cum să le spun, imaginea aceasta a polițiștilor locali? Mulți spun că poliția locală nu prea așa are rostul. Haideți să combatem puțin aceste afirmații. Ce ne puteți spune despre... Vă pot spune că în municipiul Constanța, poliția locală are înființate, cu excepția pazei obiectivelor, toate domeniile prevăzute de legea 155 din 2010 a poliției locale. Și aici aș vrea să le și enumăr, astfel încât cetățenii să știe că pot apela la noi pe probleme care țin de palierul nostru de activități. Deci avem structura de ordine publică înființată, avem structura cu atribuții în domeniul circulației pe drumurile publice. Și i-am văzut cu toții pe polițiștii locali în momente, cei care se ocupă de rutieră, în principiu, în moment de, mă rog, în zile nu prea plăcute. Au fost zile ploioase în care vedeam un polițist local care dirigea circulația în Tomistrei când ploua cu găleata afară și era și frig, de exemplu. Este unul din aspectele mai puțin plăcute ale meseriei. Pentru asta nu pot decât să-i felicit pe colegii mei care au ales să adere pentru un post în cadrul acestei structuri. Da, și constanțenii au apreciat la rândul lor.
Vă dați seama că pentru noi condițiile meteo nefavorabile sunt un aspect care ne afectează, dar asta nu înseamnă că trebuie să facem rabat de la îndeplinirea sarcinilor de serviciu. Cu riscul unui concediu medical ulterior, dar am remarcat și eu atitudinea pozitivă a cetățenilor vis-a-vis de activitățile desfășurate de echipajul respectiv la momentul respectiv. Da, era și o fată la un moment dat în mijlocul intersecției și mi-aduc aminte că chiar, deci nu funcționau semafoarele, dar fata respectivă dirija circulația și era destul de frig și urât și ploua. Din păcate, da. Trebuie să ne facem datoria indiferent de condițiile meteorologice. Asta v-am spus, implicând ulterior și alte consecințe, puțin plăcute. Haideți să lămurim și încă o chestiune care ne-a fost adusă la cunoștință. Deci, circulația în intersecție, în speță, poate fi dirijată de un polițist local sau nu? Pentru că există, să zicem, un articol, există legea circulației care nu prevede prezența polițistului local în nicio situație. Nu prevede expres în codul rutier polițistul local, dar legea poliției locale a apărut în 2010, a intrat în vigoare din ianuarie 2011, unde, dacă vă duceți la acest act normativ, o să vedeți că există un capitol distinct în care sunt enumerate toate atribuțiile polițiștilor locali care desfășoară activități în cadrul structurii cu atribuții în domeniul circulației pe drumurile publice. Unul dintre aceste atribute este și acela de a asigura fluența traficului rutier prin efectuarea de semnale de regulamentare de oprire a conducătorilor de vehicule. De aici rezultă faptul că și noi, chiar dacă nu suntem menționați în codul rutier, datorită faptului că nu au fost armonizate legile ulterior apariției legii poliției locale, asta nu înseamnă că noi trebuie să facem abstracție de la atribuțiile pe care legea noastră de organizare și funcționare ni le-a conferit. Fapt pentru care, da, ca să vă răspund la întrebare, da, polițiștii cu atribuții în domeniul circulației pe drumurile publice, polițiștii locali, pot desfășura și astfel de activități. Iar despre cei care se ocupă de urbanism, de disciplina în construcții, ce ne puteți spune despre acest serviciu? Avem și acest birou. Este un birou înființat în cadrul Direcției Generale Poliția Locală. Se numește Birou Disciplina în Construcții și Afișaj Stradal. Acest birou are ca și atribuții respectarea, verificarea respectării disciplinei în construcție. Aici ne referim strict la deținerea autorizației, respectarea planelor anexă la autorizație de construire, respectarea, numărului de parcaje care a fost stabilit prin autorizație, realizarea spațiilor verzi ca urmare a, construcției edificării unui imobil și multe altele. Repet, pentru cei care sunt interesați de absolut toate atribuțiile pe anumite paliere de activitate, pot consulta legea poliției locale, o avem inclusiv pe site, pe pagina noastră, cu atribuțiile fiecăruia enumerate. Dar polițiștii care se ocupă de disciplina în construcții trebuie să aibă ceva studii în domeniul acesta sau au urmat o pregătire ceva? Prin fișa postului s-a stabilit la momentul respectiv. Eu această structură în proporție de 99% am moștenit-o, să zic așa. Nu am făcut angajări în această structură, fiind cu un grad de ocupare de aproape 100%. Dar sunt stabilite în fișa postului științe inginerești, dacă nu mă înșel. Nu știu dacă este evidențiat în mod distinct că trebuie să aibă științe pe parte de construcții, în sensul că să fie inginer constructor. Bun, haideți să vorbim acum și despre probleme legate, poate probleme între ghilimele, despre personal, logistic și așa mai departe. Aveți oameni destui? Sunt ocupate toate posturile? Aveți posturi scoase la concurs? În accepțiunea mea și nu numai, suntem deficitari la acest capitol. Din păcate, trebuie să o recunosc.
Avem în momentul de față, din cele 280 de funcții prevăzute în organigramă, un deficit de 101 funcții. Da, ai zice că 180 ar fi un număr impresionant, dar dacă stai să te raportezi la faptul că noi avem înființate toate structurile prevăzute de legea poliției locale, vine un număr relativ mic pe fiecare compartiment. Și atunci, da, pot spune că suntem deficitari. La acest număr mai adăugăm inclusiv polițiști locali care sunt suspendați din diferite motive, fie medicale, fie de creșterea copilului, avem și astfel de situații, plus concediile medicale clasice, deci dar numărul este mult mai mare. Pe ce sector, pe ce segment aveți cea mai mare nevoie de oameni? N-aș vrea să prioritizez. Din punctul meu de vedere, toate structurile pe care noi le avem înființate în momentul de față sunt prioritare și sunt imperios necesare pentru buna desfășurare a noastră a direcției și bunăstarea municipiului Constanța. Nu, mă refeream că poate pe parte de rutieră aveți nevoie de mai mulți oameni față de ordine publică sau urbanism sau... Deci, eu la momentul preluării funcției am făcut o reorganizare. La momentul reorganizării am mutat și am dimensionat, după cum am crezut eu de cuvință că este necesar, astfel încât să pot să-mi desfășor activitatea în condiții normale. Dacă, să zicem, mâine ar exista buget și am putea să angajăm și am ajunge la numărul maxim prevăzut în organigramă de 280 de funcții, cu siguranță altfel am putea să gestionăm situațiile din oraș. Am fi, în primul rând, mult mai vizibili și nu în ultimul rând am fi mult mai prezenți în anumite zone în care poate, în ciuda dorinței noastre, ajungem mai rar sau aproape deloc. Bun, haideți acum să discutăm și puțin despre probleme mai cetățenești, așa, precum, o să râdeți, precum ridicarea autoturismelor parcate neregulamentar. Spre rușinea mea și eu am trecut prin așa ceva, a trebuit să-mi recuperez mașina de pe stradă, Caraiman. Așa, sper să nu vă ridice și pe dumneavoastră. Da, eu cred că am parcat regulamentar. Vorbiți-ne un puțin despre această activitate, pentru că se întâmplă să fie ridicate multe mașini zilnic, așa o medie, păi, cam, cu aproximație, nu? Da, dacă îmi permiteți, de la începutul anului, eu am făcut un bilanț pe primul trimestru, pentru că s-a încheiat, și în primul trimestru al anului 2023 am ridicat 668 de vehicule staționate neregulamentar. Mă rog, este un bilanț la 3 luni, până la sfârșitul anului cu siguranță nu va fi mult mai mare. Dar nu acesta este scopul. Este un rezultat. Exact. Ca drept dovadă, inclusiv societatea care se ocupă cu acest serviciu este tot a primăriei într-un fel. Și scopul nu este să generăm venit. Noi, în general, poliția locală nu avem ca menire și ca scop generarea de venit la bugetul local, dar vă dați seama, această măsură tehnico-administrativă, așa cum este ea denumită de codul rutier, este una benefică prin prisma faptului că elimini obstacolul de pe partea carosabilă și nu numai, că mai nou putem să ridicăm și de pe trotuar, astfel încât circulația se desfășoare fluent, atât pietonală cât și cea auto. Pentru noi, ca și poliție locală, această activitate este desfășurată tot de către polițiștii locali din cadrul structurii cu atribuții în domeniul circulației pe drumurile publice, exclusiv de către aceștia, dar și acolo, raportat la numărul de funcții ocupate, sunt 30 de polițiști locali din totalul de 70. Bine că mi-am adus aminte, chiar voiam să vă întreb ceva. Vreau să lămurim o chestiune foarte importantă în opinia mea. Să le explicați dumneavoastră și cetățenilor, special locuitorilor care locuiesc în zona de case, ci sunt, am văzut foarte multe, dar foarte multe în tot orașul, plăcuțe din acelea inscripționate nu parcați, puse pe garduri, pe
pe peretele casei și așa mai departe, unde nu există acea ușă de garaj care ar justifica prezența acelei plăcuțe, acelui indicator. Explicați-le dumneavoastră cetățenilor care este, cum este legal, care este rostul acelor plăcuțe, unde trebuie montate ele, pentru că toată lumea consideră că este locul din fața porții îi aparține și dacă parchează cineva acolo, mai că se trezește cu mașina avariată, cum am găsit-o eu, cu ștergătoare rupte și... Deci, cetățenii pot parca și în dreptul acestor imobile cu anumite excepții. Trebuie să aibă în atenție să nu parcheze în dreptul unei căi de acces. Ați menționat adineori garajul. Garajul respectiv, noi am avut situații în trecut când garajul era folosit pe post de depozit și oamenii ne chemau să eliberăm calea de acces că vrea să-și bage mașina în garaj sau în curte. Păi și verifică cineva dacă noi, e într-adevăr garaj sau nu? Da, noi am dispus ca la solicitarea prezenței noastre la, la o astfel de speță să cerem celui care ne-a sesizat să deschidă ușile garajului și să constatăm cu propriile simțuri că acel garaj este folosit într-adevăr pentru acest scop, de a-și parca autovehiculul. În caz contrar, și am avut nu puține situații, nu putem să dispunem măsuri pentru că este pur și simplu, exact cum spuneați dumneavoastră, poate nu e cel mai corect termen, dar o să-l folosesc, o proprietărire a drumului public, înțelegeți? E în fața casei mele, deci e dreptul meu să parchez acolo. Nu, este o greșeală, este domeniul public în fața casei și atunci domeniul public este al tuturor. Dar, repet, trebuie avut în atenție ca la efectuarea acestei manevre de parcare să nu blocheze calea de acces. Pentru că există o prevedere în codul rutier cu privire la acest aspect, care poate duce inclusiv la ridicarea autovehicului. Ok, dar oamenii consideră cale de acces inclusiv poarta pe și care... Și acolo am avut adică nu numai ușa de garaj, efectiv. Corect. De regulă, într-o proporție foarte mare, există trotuarul din fața casei, care acela este destul de lat și atunci dacă el este delimitat de partea carosabilă, cu bordură sau, mă rog, cum este amenajarea rutieră în zona respectivă, nu am dispus măsuri pentru astfel de situații. Dacă a staționat regulamentar, cum prevede legea, paralel și cât mai aproape cu bordura. Dar, bine, nu vorbim de cazul mașinilor urcate cu botul pe trotuar. Exact, asta vreau să vă spun, că există și astfel de situații când omul trebuie să escaladeze autovehiculul respectiv. În astfel de situații am dispus măsuri în consecință, repet, inclusiv prin ridicarea vehiculului respectiv. Deci, în concluzie, sunt situații în dinamică. Deci, în concluzie, calea de acces care nu trebuie blocată de un autoturism aflat pe stradă este ușa de garaj, care este folosită chiar ca ușă de garaj, nu ca... Exact. Trebuie și acolo e. Da. Vedeți, dumneavoastră când veniți să parcați, nu aveți de unde să știți pentru ce folosește persoana respectivă. Este de preferat să evităm toate cazurile de acest gen, astfel încât să nu se trezească cineva în situația în care vine și nu își mai găsește autovehiculul la fața locului, că a fost ridicat. Bun, și în situația aceasta ce se întâmplă? E legal să fie montate acele plăcuțe pe pereți, pe garduri? Există o prevedere într-o hotărâre de Consiliu prin care se interzic astfel de... o astfel de semnalistică. Dar... Uite, o să vă invit pe urmă, după interviu, să dăm acolo așa. Știu. O să vedeți. Din practică vă spun că nu am dispus măsuri de sancționare decât acolo unde într-adevăr nu era folosit pe post de garaj, era folosit pe post de depozit, în sensul că era o informare eronată, astfel încât să beneficieze de un loc de parcare. Ok, dar sunt puse pe gard, unde nu există nicio ușă de garaj, sunt doar puse chiar pe gard, efectiv, pe gardul din beton. În acele situații am dispus măsuri de sancționare și încurajez cetățenii, dacă au cunoștință de astfel de fapte, să ne sesizeze cu încredere. Deci o să revin asupra acestui subiect separat.
pentru informarea mai bună a locuitorilor de pe aceste străzi, care și-au însușit practic o bună parte din carosabil, spunând că este dreptul lor să parcheze acolo. Da, este dreptul lor, dar este și dreptul nostru, chiar dacă nu locuim în zonă. Bun, în cât timp se intervine la solicitări? La sesizări, vă referiți, da? Da, la sesizări. Bun. Dacă ne referim la o sesizare telefonică, unde lucrurile se întâmplă, să zic așa, în timp real, timpii de ajungere la o astfel de sesizare, conform analizelor noastre, sunt undeva în jur de 10-15 minute maxim. Bineînțeles că au fost situații când am ajuns și mai târziu, au fost situații spre nemulțumirea mea și nu numai, când a ajuns echipajul și la aproximativ o oră, dar de fiecare dată au fost circunstanțe atenuante, în sensul că în timp ce efectuau deplasarea au fost martorii unui accident și au trebuit să ia primele măsuri, sau au fost blocați în trafic și au ajuns, pentru că noi la sesizări nu ne deplasăm în regim prioritar, prin prisma faptului că nu există necesitatea unei astfel de deplasări. Și atunci ne deplasăm în condiții normale, ca orice alt participant la trafic, și v-am spus, timpii variază în funcție de situația respectivă. Am încercat să diminuăm astfel de situații neplăcute și nedorite, pentru că vă dați seama, și oamenii ne percep prin prisma operativității și eficienței noastre, inclusiv prin alocarea unor echipaje dedicate pentru astfel de situații, numai că din păcate lipsa de personal nu ne mai permite să ținem un astfel de echipaj pe care să-l trimitem dintr-o parte în cealaltă orașului, pentru că au fost situații când am avut o sesizare, vă dau exemplu, la poarta 6 și a doua sesizare era în faleză nord. Doar ca să traverseze orașul și în condiții normale de trafic, nu vorbim de cele actuale în care deplasările sunt îngreunate, ajungi în 20-25 de minute, dar minte în momentul de față. Și atunci am stabilit ca la sesizări să fie trimis echipajul cel mai apropiat și bineînțeles care este disponibil, pentru că poate fi prins și acela în diferite activități. Spuneți-ne cum stați la capitolul achiziții. Ceva noutăți? La capitolul achiziții am terminat achiziția de uniforme anul trecut. Avem în momentul de față, pot să vă spun că avem un contract cadru pe 4 ani. Am optat pentru astfel de situații în prisma problemelor pe care le-am avut în trecut, raportat se schimbă uniformele? S-au schimbat deja și, mă rog, în momentul de față nu a fost livrat tot echipamentul, dar e o acțiune în curs. Am optat pentru o calitate mai bună a uniformei, în sensul de a crește aportul de bumbac în detrimentul materialelor sintetice, pentru că și eu nu m-am angajat aici director, și eu am fost lucrător de stradă și știu ce înseamnă să porți un echipament care e jalnic. Nu pot să-i spun altfel. La dungă. La dungă, pentru că așa prevede legea, din păcate, dar sperăm poate într-o modificare și să putem să ajungem și noi la un echipament mai tactic, nu, să zic așa. Asta e discuție și cu, da, privire și MEIU vorbește despre același lucru. Da, din păcate, cei care au făcut legea și, mă rog, în momentul de față, la nivel național există discuții cu privire la modificarea legii poliției locale, vedem în ce măsură se vor concretiza. Echipamentul și modul în care trebuie să arate echipamentul, pot spune cu cea mai mare sinceritate, și este depășit. Estetic vorbind, uitându-ne la vecinii noștri din alte țări, suntem clar la coada clasamentului. Dar, în sensul acesta, raportat la prevederile legale, încercăm să interpretăm legea în așa fel încât să nu o încălcăm, dar în același timp să facem și lucrurile de o calitate cât mai mare. În afară de uniforme,
În afară de uniforme, mașini, parcuri auto, am văzut că am achiziționat, pentru că nu știu dacă ați observat, de când am preluat funcția, am dispus distribuirea armamentului către structura de ordine publică, pentru că ei sunt singurii care prin lege au drept să poarte armament. Noi aveam aceste pistoale achiziționate cu mulți ani în urmă, dar nu au fost distribuite către lucrători. După distribuirea armamentului am achiziționat tocuri pentru pistol, tocuri tactice, astfel încât ele să fie ținute asupra polițiștilor în condiții de maximă siguranță și să fie folosite în condiții optime. Am organizat ședințe de trageri. Acum în 2023 am reluat pregătirea pe acest palier, pentru că nu aveam achiziție de poligon și de astfel de situații. Am achiziționat anul trecut, anul acesta am prelungit și facem lună de lună ședințe de tragere cu armamentul din dotare, tocmai în ideea în care polițiștii să fie pregătiți ca la momentul în care, eu știu, Doamne ferește, va fi nevoie să nu ridice din numeri și să știe ce au de făcut, cum trebuie folosit, când trebuie folosit. Facem teme de pregătire profesională în acest sens, mă rog, tot ceea ce e necesar. Avem un curs de achiziție în momentul de față mobilier, urmează să fie livrat. Am identificat o altă problemă cu care ne confruntăm. Ajung și acolo, da. Noi, polițiștii locali, trebuie să purtăm uniformă, da? Cum prevede legea. Și atunci, ca să poată purta această uniformă, polițistul, mă rog, uniforma este foarte variată și sunt foarte multe articole pe care el trebuie să le primească ca urmare a desfășurării activităților aici la noi. Și atunci am identificat necesitatea achiziționării unor vestiare, pentru că noi nu aveam așa ceva, aveam câteva, erau subdimensionate față de numărul personalului pe care îl avem și atunci am achiziționat vestiare, am achiziționat birouri, scaune, la fel, eram în urmă rău de tot din punctul ăsta de vedere și atunci am considerat că e nevoie de o împrospătare și o completare, nu în ultimul rând, pentru că v-am spus, eram deficitari. În legătură cu sediu, dacă tot m-ați întrebat, da, intenționăm să ne mutăm. La casă nouă? E o chestiune care nu ține de noi ca și direcție, se ocupă o altă direcție din primărie. Suntem într-un stadiu, zic eu, destul de avansat. Urmează, cel mai probabil în cursul anului acesta, să fie scoasă la licitație execuția. Deci am trecut de faza de proiectare și să fie scoasă la licitație execuția. Și sperăm, dacă nu mai apar alte probleme și nu mai sunt alte chestiuni neprevăzute de care să nu am cunoștință la momentul în care noi discutăm, sperăm undeva în cursul anului 2024 să ne mutăm într-un sediu nou. N-ați pus ochii pe nicio clădire până acum, să înțeleg. Ba da. Este vorba de fostul liceu Vasile Pârvan, din zona industrială, unde în locația respectivă există 3 corpuri de clădire. Există un sediu principal, un P+2, un sediu secundar, un P+1 și o sală de sport, tot P+1, curte interioară. Sunt optimist în ceea ce privește acest sediu. Consider că va îndeplini toate cerințele noastre, pentru că în momentul de față, din păcate, trebuie să recunosc că creăm foarte multe probleme prin prisma aglomerației pe care o generăm în jurul sediului actual. Și este cât de cât mai mărișor față de sediul în care a funcționat această instituție înainte să se numească Poliția Locală. Mi-aduc aminte. Era un sediu temporar, dar la Casa de Cultură? Nu la Casa de Cultură. A, pe Titulescu? Pe Nicolae Titulescu, da. Era vorbim de mulți ani în urmă, când era corpul de control al primăriei, da. Exact. Da, și acolo erau niște condiții... Mi-aduc aminte, pentru că acolo făceam practică, eram student. Înseamnă că știți mai bine ca mine. Da, și sperăm undeva în cursul anului 2024 să ne mutăm într-un sediu nou. Am citit la un moment dat în presa locală că Poliția Locală Constanța a achiziționat niște veste.
veste de protecție anti... Veste anti-injunghiere. Achiziția este în curs, nu este finalizată, în sensul că nu au fost livrate, urmează în perioada următoare. Sunt necesare? Sunt necesare, bineînțeles. Pentru ordine publică, bănuiesc. Pentru ordine publică și pentru circulație, pentru că sunt structurile care sunt cele mai expuse, sunt primii care intervin la absolut orice situație. Și atunci consider că protecția lucrătorilor trebuie să fie o prioritate pentru noi, fapt pentru care am demarat această achiziție. Astfel de veste au mai fost achiziționate și în trecut, numai că sunt insuficiente în momentul de față la raportat la numărul de lucrători pe care îl avem. O parte din ele s-au deteriorat, au fost casate, mă rog. Dar au fost cazuri în care chiar polițiștii au avut nevoie de aceste veste? Au fost intervenții în care puteau să se întâmple situații nedorite și atunci era de preferat ca gradul de protecție al polițiștilor să fie unul mai mare decât era la momentul respectiv. Pentru că ei, de exemplu, ordinea publică, până să fie distribuit armamentul, interveneau la sesizări sau la, eu știu, tulburare de ordine de liniște publică, da? Ajungeau acolo și constatai că e o nuntă pe stradă. Se duceau cu cătușe, tonfă și spray iritant lacrimogen. Asta era dotarea pe care o aveau polițiștii de la ordine publică și cu care ei trebuiau să planeze o situație la care existau probabil 100 de participanți care nu știți ce aveau asupra lor. Și atunci am considerat necesar că da, trebuie să înzestrați mult mai bine. Fapt pentru care aceste veste anti-injunghiere au fost distribuite nominal către lucrători și vor fi, când vor veni și celelalte, nominal, le vor avea cu ei atunci când își vor desfășura activitățile de serviciu și, bineînțeles, la nevoie și le vor pune pe ei sau dacă vor dori să desfășoare toate activitățile pe parcursul celor 8 ore de program cu echipamentul pe ei, sunt liber să o facă. Eu vreau doar să aibă mijloacele necesare astfel încât ei să se simtă în siguranță. Uite, acum în momentul ăsta în care îmi dădeați exemplul acela cu... Mi-am adus aminte că acum vreo 2 ani a fost un caz, nu la Constanța, la Euforie, în care un polițist a fost înjunghiat. Dar, mă rog, a fost un alt... Tocmai. De ce trebuie să așteptăm să se întâmple ca ulterior să luăm preventiv, măsurile? Corect. Eu am vrut să iau aceste măsuri înainte ca să am un astfel de incident. Pe holul primăriei am auzit o bârfă. Spuneți dumneavoastră dacă e adevărat sau nu. E reală achiziția unor, cum se numesc, unui berbec la plural, cum se zice, berbeci de spart ușa? Da, este reală. Este real? Este reală și e în curs de achiziție. Deci eu m-am amuzat prima dată pentru că nu mă gândeam că... Da, poate nu știe foarte multă lume, dar în cadrul Serviciului de Ordine Publică există un birou înființat și se numește Birou Monitorizare Zone Publice și Intervenție. Acest birou, în momentul de față, este specializat în activități de intervenție și de aplanare a unor situații conflictuale sau unor situații care sunt deja degenerate și poate un polițist clasic de ordine publică sau un polițist de circulație nu are la momentul actual pregătirea necesară să poată să facă o dezarmare, să poată să facă o imobilizare, să poată să facă o situație mult mai amplă decât activitățile cotidiene pe care ele le desfășoară. Și atunci această structură va fi, în momentul de față, este în curs de pregătire. Deci nu este operațională 100%. Această structură va fi specializată în astfel de situații de intervenție atunci când forțele de intervenție normală sunt depășite, ba numeric, ba din punct de vedere al... Am înțeles. Deci acest birou în momentul acesta nu este funcțional. Este operaționalizat, dar nu desfășoară activități de genul celor pe care vi le-am enumerat, prin prisma faptului că sunt într-un amplu proces de pregătire. Am înțeles. Atât fizică cât și tactică. Între timp urmează să vină și aceste echipamente, pe lângă berbece vor fi scuturi antivandal, vor fi căști, vor fi mânuși, vor da, fi... Da, și bine ar fi să apară cât mai multe structuri. Tocmai pentru că trebuie să fim pregătiți pentru orice situație.
La momentul în care aceștia vor fi operaționali 100%, mai mult ca sigur vom face și o prezentare în acest sens și vom aduce la cunoștință tuturor faptul că o astfel de structură se află în cadrul poliției locale și la nevoie poate interveni cu succes. Bun, mai devreme discutam despre probleme de rutieră și despre dirijarea circulației în intersecții de către polițiștii locali. Hai, spuneți-ne dacă vi se solicită des acest ajutor din partea colegilor de la MEI, de la serviciul rutier. Deci noi cu colegii de la birou rutier, că birou. Noi cu dânsii colaborăm, fiind o structură pe plan municipal, avem o colaborare foarte bună. De altfel, o colaborare foarte bună avem cu tot ce înseamnă IPJ Constanța și nu numai. Dar ne raportăm la dânsii prin prisma întrebării dumneavoastră. Ori de câte ori avem activități sportive, cultural-religioase, manifestări, absolut orice situație care implică desfășurare de forțe sau, cum ați dat și dumneavoastră exemplu, cu dirijarea în anumite intersecții, tot timpul discutăm și stabilim un plan comun. Ca drept dovadă, în momentul de față, la City Park, la intersecția Sovejea cu Alexandru Lăpușneanu, pe un schimb veți vedea polițiști de la birou rutier, pe un alt schimb veți vedea polițiști locali. Am împărțit ziua în două, astfel încât să putem să ne sprijinim, pentru că și dânsii se confruntă cu o lipsă de personal foarte mare, la fel și noi, și atunci, prin prisma acestei colaborări, cooperări, putem să obținem rezultatele pe care cu toții ni le dorim. Da, pot să spun că aproape la orice solicitare, fie că vine din partea noastră, fie că vine din partea dânșilor, găsim soluții astfel încât să colaborăm cu succes. Am înțeles. Acum, domnul director, mă iertați, dar trebuie să vă pun, să vă adresez și câteva întrebări mai puțin plăcute așa. Au existat, sunt foști polițiști, foști sau actuali polițiști locali care ne-au semnalat că s-a pus presiune asupra lor în legătură cu numărul de sancțiuni, s-a făcut presiuni. Spuneți-ne ce părere aveți despre acest lucru. Este adevărat? Li se impune un număr de amenzi celor de la rutieră sau de la ordine publică sau de la urbanism? Trebuie să atingă un anumit standard ca să fie considerat util? Sau? Nu. Deci e nu pe toate întrebările pe care le-a spus dumneavoastră, prin prisma faptului că, exact cum v-am menționat și anterior, noi nu suntem o direcție generatoare de venit pentru Primăria Municipiului Constanța. Dar nu li se dau niște calificative. Ba da, dar activitatea este evaluată pe baza unor criterii de evaluare, iar aceasta legată de sancțiunile aplicate este doar unul dintre acele, reprezintă doar unul dintre acele criterii. Aproape aș putea să spun, nu știu, un 10% din tot raportul de evaluare. Și atunci, da, bineînțeles, uitându-ne comparativ între un polițist local care pe parcursul unui an a aplicat în jur de 3, 4, 5.000 de sancțiuni și alt polițist local care a aplicat 100, 200 de sancțiuni, se ridică semnul de întrebare că unul dintre ei ori a fost prea zelos și, eu știu, a aplicat mai multe sancțiuni decât poate era cazul, sau celălalt a întors spatele atunci când a trebuit să dispună anumite măsuri. Eu am marșat tot timpul pe echilibru și în sensul acesta nu am stabilit niciun plan vreodată. Eu am fost și șef serviciu la circulație, înainte să fiu director general. Nu a existat niciodată un plan de măsuri, amenzi. Nu au fost evaluați ca scop principal prin prisma acestui criteriu, dar a contat, bineînțeles, la evaluarea anuală și modul și gradul de implicare a acestuia în activitatea de constatare și de sancționare. Acum, dumneavoastră ați dat exemplu, dacă intrăm pe străzile din jurul nostru, este imposibil să nu găsim din 3 în 3 metri câte o faptă contravențională, raportată la atribuțiile noastre, bineînțeles. Și atunci,
Cum poate un polițist, după 8 ore de serviciu, să vină la terminare și să prezinte raportul cu, nu știu, o sancțiune, în condițiile în care zona pe care el și-a desfășurat activitatea a fost una cu foarte multe probleme? Haideți să rămânem la circulație. Opriri, staționări neregulamentare. Vorbim de o zonă de la Capitol până la Lupoaică. Vă provoc să mergem împreună și vă garantez că de la Capitol și până la Lupoaică eu vă identific cel puțin 20 de abateri de la codul rutier pentru care noi suntem îndreptățiți să aplicăm sancțiuni. Și atunci cum poate acel polițist să-mi vină după 8 ore de program, care aia a fost zona dânsului, să-mi spună că nu au fost probleme? Exclus așa ceva. Dar, repet, chiar și așa nu s-a pus presiune în sensul de a face mai mult decât este cazul. În schimb, da, le-am cerut că atunci când dau fapte care țin de palierul lor de activitate, să nu întoarcă spatele. Să abordeze persoana, să discute, să explice, dacă dorește să-i aplice sancțiune, să-i aplice, dacă nu dorește să nu-i aplice, dar măcar prin discuțiile pe care aceștia le au cu cetățenii, măcar o parte din ei pot conștientiza că au greșit, uite, m-a iertat de data asta, poate data viitoare nu mai fac. Bănuiesc că putem discuta puțin despre cazul polițistului care a fost sancționat, pentru că a urmat, mă rog, instrucțiunile, ca să le zic așa, colegilor de la IPJ. Da. Vorbim despre Cosmin Coteanu, toată lumea, și am mediatizat chiar eu cazul dânsului. Spuneți-mi punctul dumneavoastră de vedere în legătură cu el, pentru că am înțeles că, mă rog, acum este un proces în instanță, a cerut anularea sancțiunii. Spuneți-mi punctul dumneavoastră de vedere, a fost pertinentă sancțiunea aplicată pentru prinderea unui infractor, ca să zic așa, dat în urmărire? O să discutăm puțin și despre acest subiect. Nu vreau să intru foarte tare în profunzimea lui prin prisma faptului că, într-adevăr, există un proces și aș vrea să prezentăm acolo toate circumstanțele care au dus la astfel de, cazul, la astfel de situație. Vorba. Ideea este în felul următor. Acel polițist este polițist local, în primul rând, nu este polițist național, nu lucrează la Poliția Națională. Atâta timp cât el lucrează la Poliția Locală, trebuie să ducă la îndeplinire sarcinile de serviciu și dispozițiile trasate ierarhic, bineînțeles dispoziții legale, fără nicio altă emixtiune din partea nimănui. Noi nu am avut la momentul respectiv nicio problemă cu faptul că dânsul a dorit să ducă persoana respectivă la sediul Poliției Naționale, nici nu mai știu la ce secție era. La secția 1. Dar la secția 1. Problema a fost că noi, la nivelul direcției noastre, avem o procedură cu privire la conducerea persoanelor la sediu. Trebuiau făcute niște documente de depistare, ulterior niște documente de predare-primire, lucru pe care eu l-am dispus personal să se facă în sediul nostru prin prisma faptului că de cele mai multe ori, atunci când s-au făcut de mână, da, la sediile poliției, au fost foarte succinte, nu au îndeplinit condițiile de formă și de fond, lucru care ulterior a dus la renunțarea la anumite acuzații sau la anumite fapte prin prisma faptului că nu au fost documentele întocmite corect. Nu a vrut nimeni să-și asume, cum s-a scris în presă, să-și asume meritele, pentru că ceea ce nu știți dumneavoastră și probabil nici cititorii dumneavoastră, este faptul că pe acel proces de depistare și ulterior de predare-primire nu se trece decât polițistul care a făcut depistarea. Nu se trece niciun șef de birou, niciun șef de serviciu, un director sau mai știu eu, okay, dar dacă alte persoane. L-ar fi condus, deci la fapta rămânea a domnului polițist local și se încărca cu ea în evidențe ca fiind o faptă deosebită, să zicem așa. Doi la mână. Persoana respectivă nu era o persoană căutată. Lucru care se poate proba cu documente și se va dovedi la instanță. Nu cred că v-ar conveni mâine să fiți luat de pe stradă de un polițist local sau nu numai,
și să fiți băgat în mașină să vă ducă la o secție de poliție pe motiv că sunteți de interes operativ. V-aș lansa provocarea. Din câte mi-amintesc, era dat în urmărire. Nu era dat în urmărire pentru că s-au făcut verificări în bazele de date. Dar astea sunt alte detalii. Vă lansez provocarea să vedeți ce înseamnă de interes operativ. Să vă interesați și o să vedeți că persoanele pot fi luate de pe stradă, cum a fost luată persoana respectivă, doar în baza unor documente oficiale. Revin la cooperarea pe care noi o avem cu IPJ Constanța. Niciodată nu s-a pus problema să nu ne sprijinim instituțional. Niciodată nu s-a pus problema ca noi să desfășurăm în cooperare, în colaborare, în echipe mixte chiar, în sistem integrat am lucrat cu dânsii. Nu s-a pus niciodată problema de un refuz sau de o negație din partea noastră. Dar lucrurile... atunci a fost o solicitare a lor. Verbală, atenție. Lucrurile acestea trebuiesc susținute de niște documente, pentru că, exact cum v-am spus, nu cred că v-ar conveni mâine să vă treziți într-o mașină de poliție pe motiv că sunteți de interes operativ pentru nu știu cine. Trebuie să ne gândim și la drepturile persoanelor. Dacă persoana era căutată, se făceau anumite demersuri specifice în acest sens și ulterior vedeam și noi ceva rezultate pe tema asta, dar cam atât a fost. Dus la secție și nu s-a mai întâmplat nimic. În fine, o să lăsăm procesul să decurgă, indiferent de rezultatul acestuia. Eu vă pot spune că niciodată nu am dispus vreo măsură de sancționare disciplinară împotriva niciunui polițist local decât atunci când lucrurile au fost în acest sens, în sensul că să fie încălcate anumite prevederi legale. Lăsând la o parte faptul că în urma verificărilor specifice desfășurate pe acest caz au fost evidențiate mult mai multe abateri disciplinare și mult mai multe fapte încălcate, am considerat că este foarte bine să mergem progresiv, fapt pentru care acesta a fost sancționat cu cea mai mică abatere, respectiv mustrare scris. Spuneți-mi ce se... Acum vorbim despre un alt caz. Despre ancheta internă începută în cazul polițistului sau polițistei locale în legătură cu mașina aceea ridicată din parcarea unui supermarket care aparținea unei persoane cu dizabilități. Da. Noi am închis acele verificări. Din acele verificări a rezultat faptul că polițiștii locali nu au încălcat nicio prevedere legală aflată în vigoare la momentul respectiv. Nu am dispus alte măsuri decât faptul că am făcut ședințe cu toți lucrătorii din subordine și le-am prelucrat aspecte care țin mai puțin de încălcarea vreunei prevederi legale de către aceștia, cât mai mult de faptul că ar trebui să se preteze și să se plieze pe fiecare speță în parte, nu să le trateze pe toate la fel. În sensul că, da, recunosc și am mai spus-o, cred că puțină empatie în situația respectivă nu ar fi stricat, dar nu cred că este necesar să mergem la sancțiuni disciplinare pentru faptul că... Adică cred că aceste lucruri se pot corecta prin prisma unor ședințe comune, prin prisma unor discuții mai aplicate, astfel încât să fim la o altă situație de genul acesta mult mai pregătiți. În privința celor doi polițiști locali, știu că este depusă o plângere împotriva lor, care se află în stadiu de cercetare la o altă instituție, fapt pentru care așteptăm să concluzioneze și dânsii și ulterior vedem dacă mai este necesar luarea vreunei măsuri sau nu. Am înțeles. Dar aș vrea să precizez ceva, dacă tot ați deschis subiectul. S-a mediatizat foarte mult faptul că acel autovehicul avea lipite abțipilde cu semnul de persoană cu dizabilități. Eu am înțeles că nu avea. Avea, dar eu vă spun din experiența anilor trecuți că au fost foarte multe autovehicule ridicate, foarte multe persoane sancționate care foloseau astfel de autocolante și nu aveau absolut nicio problemă.
Tot pe această cale aș vrea să reiterez faptul că persoanele cu handicap au atât drepturi cât și obligații. Iar persoana în cauză deținea toate mijloacele legale să ocupe acel loc de parcare cu titlul gratuit, numai că din motive cunoscute numai de dânsii, au ales să nu le respecte. Ca drept dovadă, noi ulterior nu am mai aplicat sancțiune, am aplicat sancțiune, dar cu avertisment, nu cu bani. Și mai departe rămâne de văzut cum se va soluționa speța, dar repet, cardul acela legitimație trebuie afișat la loc vizibil, în parbriz, scrie foarte clar în legea 448/2006 care sunt obligațiile pe care aceștia trebuie să le îndeplinească și încurajez pe această cale pe cei care nu au astfel de carduri să solicite UAT-urilor din care fac parte, primăriilor respectiv, eliberarea acestui card pentru că se face cu titlul gratuit. În baza documentelor, bineînțeles, care să ateste gradul de handicap. Bun, acum în încheiere aș vrea să vă las pe dumneavoastră să ne mai spuneți câte ceva, să le adresați câteva cuvinte cetățenilor, poate chiar să invitați la, nu știu, la concurs, poate ocupați celelalte locurile. Deci noi în momentul de față avem, apropo de concurs, avem publicat pe site-ul primăriei un concurs, sunt 10 posturi scoase la concurs, din păcate atâta ne-a permis bugetul pentru anul acesta. Sunt 10 posturi, sunt 4 posturi la serviciu rutier și 6 la serviciu de ordine publică. Cei interesați pot intra pe site-ul primăriei, sunt acolo publicate inclusiv condițiile de participare, dosar, să-l depună și îi aștept cu... Dosar cu șină? Sau? Da, nu știu, că trebuie depus la serviciul resurse umane din cadrul primăriei, pentru că noi nu suntem direcție cu personalitate juridică și atunci nu avem acest serviciu înființat. Și îi aștept un număr cât mai mare, bineînțeles, ne bucură participarea într-un grad cât mai numeros, astfel încât procesul de selecție să fie unul cât mai bun. Corect. Bun, noi vă mulțumim pentru prezența în studioul nostru. Și eu vă mulțumesc. Sper să urmeze și un alt interviu cu dumneavoastră, că sunteți mai scump așa la vedere. Cu mare drag, vă stau la dispoziție, oricând. Nu, eu cred că ați observat și dumneavoastră, încerc pe cât posibil să aduc la cunoștință tuturor cetățenilor prin mijloacele pe care le am la dispoziție, pagina primăriei, dumneavoastră, presa, cam toate activitățile pe care noi, poliția locală, le desfășurăm, toate acțiunile desfășurate. Vă invit oricând aveți deschidere și disponibilitate să veniți și dumneavoastră să vedeți cum se desfășoară activitatea. La adică, o acțiune? Bineînțeles. Bineînțeles, puteți să ne însoțiți fără nicio problemă. Când, noi, când intră în aplicare acel birou de... Noi venim cu intervenție. Da. Am înțeles. Veniți să adunați, nu? Da, deci din partea mea există transparență și deschidere cu privire la activitățile pe care noi le desfășurăm, atâta timp cât ele sunt relatate conform cu realitatea. Bineînțeles, mai greșim și noi, suntem oameni și numai cine nu muncește nu greșește. Dar și noi ca jurnaliști mai greșim. Bineînțeles, suntem oameni, suntem și medicii greșesc. Sigur, sigur. Eu pe această cale vreau să le mulțumesc cetățenilor pentru faptul că au în continuare încredere în Direcția Generală Poliția Locală. Este unul dintre obiectivele pe care eu mi le-am stabilit atunci când am preluat funcția. Gradul să fie cât mai mare de deschidere către cetățean, să putem să-i sprijinim, să-i îndrumăm, să-i ajutăm, să-i corectăm, nu în ultimul rând, pentru că numai împreună putem să facem lucrurile să fie așa cum trebuie în orașul nostru. Îi rog pe această cale să apeleze în continuare cu încredere la numerele de telefon ale dispeceratului poliției locale, cât și pe adresa de e-mail sau adresa de prin poștă. Și vă asigur de toată deschiderea și de toată disponibilitatea în rezolvarea oricărei probleme cu care se confruntă cetățenii, bineînțeles, atât timp cât ține de atribuțiile poliției locale, bineînțeles.
Ok, vă mulțumim încă o dată. Și eu vă mulțumesc. Și vă mulțumim și noastră pentru atenție. Ne revedem cu altă ocazie, într-un alt interviu. Vă dorim o zi bună.